Un accident grav a avut loc în dimineața de 19 august, aproximativ la ora 6 și 30 de minute. Doi tineri au ajuns la spital după ce s-au izbit cu mașina într-un copac. Impactul s-a produs pe o stradă a localității Vadul lui Isaac din raionul Cahul. Poliția a stabilit că șoferul a pierdut controlul asupra volanului și s-a tamponat într-un copac de la marginea carosabilului. În automobil se afla și un pasager de 27 de ani. Ambii tineri au avut nevoie de îngrijiri medicale, șoferul fiind transportat la spital în stare foarte gravă. Pasager însă s-a ales cu leziuni ușoare și nu a avut nevoie de spitalizare. Acesta a fost supus testului alcool scopic, care a arătat gradul avansat de ebrietate. Șoferului au fost prelevate probe biologice, iar rezultatele vor arăta dacă acesta se afla sau nu băut la volan. Potrivit poliției, de la începutul anului actual au fost înregistrate 93 de accidente provocate de șoferi băuți, soldate cu 10 persoane decedate și alte 115 rănite.